Bună seara, dragi prieteni! Așa cum așteptam, domnul Cătălin Predoiu este la Ministerul de Interne pentru a proteja hidra fesenistă, PSD-o-penelistă, la fel cum a făcut în perioada în care a fost ministru al justiției. Perioada în care nu s-a făcut nimic concret pentru a se reface legislația anticorupție, și s-a păstrat status quo-ul creat în vremea infractorului Dragnea și ulterior prin fel și fel de modificări. Perioada în care Ministerul Justiției nu a fost foarte activ implicat alături de Ministerul de Externe în a aduce în țară fel și fel de personaje dubioase, pușculițe ale serviciilor secrete de tip Puiu Popoviciu, Alexander Adamescu și alții, practic domnul Predoiu a fost pus la Ministerul Justiției să conserve, să asigure garanția continuității pentru hidra din această țară. Hidra, în esență, reprezentată de PSD, care e toxic pentru democrație, partidul înființat de tovarășul Ion Iliescu în anii 90, din tot ce a avut mai urât, mai imoral, mai scârbos, mai pus pe îmbogățire, Partidul Comunist și Securitate. Alături de Iliescu, domnul Petre Roman, amândoi prezenți atunci, la două zile după ce au asasinat pe soții Ceaușescu la ambasada URSS-ului pentru a discuta anexarea, reanexarea României la Moscova, tovarășul Petre Roman este tatăl PNL-ului de astăzi. Pentru că PNL-ul de astăzi nu are nicio legătură cu Partidul Național Liberal. Este un partid zombie, confiscat de către gașca mafiotă din PDL, PD, Petre Roman. Iliescu și Roman la ambasada URSS-ului. Astăzi România condusă de ăștia într-un context foarte important în care Moscova din nou este foarte agresivă, foarte insistentă în a prelua controlul asupra fostelor țări comuniste. E foarte important acest context, oameni buni. Este extrem de important. Domnul Predoiu la Ministerul Justiției, practic, dacă era Ciordache Ministrul Justiției, să știți că la fel decurgeau lucrurile. A fost mutat la Ministerul de Interne să fie moț pe piramida corupției din Ministerul de Interne, pe care au stat moț alți iluștri reprezentanți ai PD-ului de tip nou, domnul Marcel Vela, prea adormitul Lucian Bode și acum domnul Predoiu. Tragedia de la 2 mai și sacrificarea vieților a doi studenți, alți trei sunt în stare foarte gravă la spital și să știți că cei doi care au murit în condiții absolut oribile, oribile. Am primit de la cineva imagini de la fața locului. Nu vreți să știți cât de mutilate au fost trupurile celor doi tineri uciși de drogatul Vlad Pascu. Băiatul a fost rupt în două. Efectiv rupt în două, oameni buni. Sunt imagini oribile. Oribile. Și fata a fost zdrobită. Tot corpul ei a fost zdrobit. Și această hidoșenie s-a consumat pentru motive pe care domnul Predoiu se preface că nu le vede. Se preface că nu le vede, domnul Predoiu. Și o să continui puțin subiectul de ieri, pentru că, datorită unui editorial scris de Ioana Emel Dogioiu, ne lămurim cu privire la motivele acestei situații. Făcând puțin overthinking pe subiect, mi-am dat seama că, de fapt, criminalul din spatele drogatului Vlad Pascu, situația criminală care a creat contextul pentru ca acest individ să fie prins fără RCA, lăsat, prins cu droguri, lăsat să conducă, să ucidă, să mutileze doi studenți, au legătură cu un personaj important din poliția română și din Ministerul de Interne, devenit secretar de stat, tovarășul Bogdan Despescu. Era lângă Marcel Ciolacu la ședința de guvern de ieri, în care domnul Ciolacu a spus: domne, îi dau liber lui Predoiu să facă ce vrea. Predoiu, care era plecat pe undeva prin Austria. Tovarășul Despescu este din 2015 pe funcție și controlează toată piramida de șpagă din Ministerul de Interne. 2015. Și domnul Predoiu se preface că nu vede niște lucruri foarte importante pe care ca ministru ar trebui să le vadă.
Că dacă le-a văzut Ioana N. Dojoiu într-un editorial și a punctat foarte bine acolo că șeful IPJ Constanța, Toarășu Glugă, este un protejat și un apropiat de-a lui Despescu, asta era, oameni buni, asta era filiera, asta era sfoara pe care încercam să o înțeleg pentru acest fenomen incredibil explicat în postările Europol, și anume că polițiștilor detașați din toată țara li s-a interzis să facă controle pe droguri, pe alcool, să constate infracțiuni, să fie de noapte. Pentru ca să se perpetueze modelul Mazăre Constantinescu, cu șmecherii din Constanța, cu polițiști bine plasați. Am explicat în editorialul de ieri, nu mai vreau să reau aceste explicații. Ca să existe așa ceva, asta este ceva dincolo de puterea Poliției Constanța. Trebuie să fie cineva de la vârf. Și aflăm dintr-un editorial al Ioanei N. Dojoiu că ăsta de la Constanța este omul lui Despescu. Și atunci m-am lămurit. Deci așa s-au făcut lucrurile, prin Toarășul Despescu. Și Toarășul Cătălin Predoiu se face că nu vede și protejează pe șmecherii ăștia și face declarații așa, gargară. Că și când era la Ministerul Justiției, domnul Predoiu zicea, domne, noi vrem, noi facem, noi... Dar în plan concret, rolul domnului Predoiu ca ministru al Justiției a fost să conserve, să prezerve, să protejeze cu orice preț status quo-ul pentru corupți, pentru pușculițele serviciilor secrete, pentru îmbogățiții tranziției, pentru mafia din politică, status quo construit începând cu ordonanța 13 a lui Grindeanu și Ciordache din regimul Dragnea. Și tot ce s-a construit, sigur, Dragnea s-a dus la pușcărie. Dovadă că nu Dragnea era tatăl capul răutăților, ci era și el un om care executa. Cine știe cu ce l-or fi avut ăștia la mână, ce-o fi fost în spate, și a executat ce i s-a spus. Și s-a dus la pușcărie, el n-a mai scăpat. Și băieții și-au văzut de treabă în continuare. Și acum suntem în situații absurde, oameni buni. Gândiți-vă, discutam ieri cu cineva despre cazul FBI. Deci gândiți-vă, oameni buni. Deci în dosarul FBI, Liviu Dragnea și Cristian Burci, că tot vorbim de pușculițe din zona SIE, da? Liviu Dragnea și Cristian Burci trimiși în judecată pentru tentativa de parazitare a bugetului de înzestrare armate cu probe clare, certe, venite de la Biroul Federal de Investigație al Statelor Unite. Și un judecător de cameră preliminară de la Tribunalul București anulează probele FBI, oameni buni. Anulează probele FBI. În baza hotărârii Curții Constituționale care a anulat toate probele SRI din dosare. Deci vă dați seama ce colcă e. Vă dați seama ce colcă e. Și toate lucrurile astea sunt posibile și cu sprijinul domnului Cătălin Predoiu, care a făcut tot posibilul ca ministrul al Justiției să nu se schimbe nimic, să rămână tot așa. Bineînțeles, sub un altul patronaj al domnului președinte Klaus Iohannis, care, și o să aflăm despre domnia sa, în cele din urmă istoria ne va lămuri, poate că nu va mai fi președinte, nu va mai avea serviciile secrete la picioare, istoria ne va lămuri care au fost motivele pentru care domnul Iohannis, practic, tacit, a protejat această hidră. Domnul Predoiu protejează hidra din Ministerul de Interne, a făcut niște declarații, a fost la un interviu la Digi24. La modul cel mai general, cauzele care conduc la astfel de tragedii se pot subsuma umbrele care se cheamă lipsă de profesionalism. Nu, nu e nicio lipsă de profesionalism. Este decizia de la vârful Ministerului de Interne și a Poliției Române, pe care domnul Predoiu, ca ministru, poate rapid să o deslușească, să vadă cine a luat-o, ca orice fel de infracțiune comisă la volan în județul Constanța să fie gestionată de șmecherii locali. Și ca sutele de polițiști care au fost trimiși pe litoral să nu aibă dreptul că n-avea ordine asupra lor ăla de la IPJ Constanța. Ei puteau fi trimiși în misiuni separate, să nu știe unul de altul. Vă dați seama dacă la conducerea Poliției Române, la Ministerul de Interne, dacă ăștia erau cinstiți, făceau operațiuni separate. Poliția rutieră detașa separat, Poliția de Ordine Publică detașa separat, controlați de la București. Chiar se putea menține situația sub control, oameni buni. Și nu se ajungea la așa ceva. Nu se ajungea la mutilarea celor doi studenți și uciderea într-un mod atât de hidos, atât de oribil, groaznic, oameni buni. Am văzut fotografiile, n-am putut să dorm toată noaptea. Groaznic. Nu se ajungea acolo. Și domnul Predoiu evită fix acest aspect. Asta mă lămuri și de ce polițistul ăla nu s-a dus cu Vlad Pascu la spital? Pentru că știa că ordinele sunt de la București să fie așa.
Înțelegeți? Și la București este marele criminal. Marele criminal este omul cu răspundere din București, cel mai probabil domnul Despescu, dacă e să mă iau după analiza făcută de Ioana Ene Dojoiu, care a perpetuat în fiecare an, domnul Despescu din 2015, mare sculă în basculă în Ministerul de Interne, proteja sub toți miniștrii. Din 2015, vă dați seama? Înțelegeți, oameni buni, ce se întâmplă acolo? Și când au venit liberalii, ca să vedeți că noul FSN, PSD, PDL, aceeași mizerie, da? Nimic n-au schimbat, nimic, nimic, nici când au fost scandaluri și câte scandaluri au fost, da? S-au întâlnit pe la biserici cu interlopii în perioada pandemiei, o grămadă de grozăvii și nu s-a schimbat nimic. Și aceste informații și acest caz confirmă ceea ce spun eu, că există o piramidă a corupției, a șpăgii în Ministerul de Interne și că miniștrii de interne, ultimii trei, cel puțin, au fost morți pe această piramidă. Nu mai vorbesc de Carmen Dan și alți miniștri din zona PSD-ului. Vorbesc de ăștia, că ăștia l-au avut în spate pe Iohannis, care a zis PSD, eu una pot Chibano, votați PNL, votați-mă pe mine să nu mai aibă PSD-ul putere. În fapt, totul a fost gargara electorală, la fel cum e gargara ce face domnul Predoiu. Avem reglementări care să le permite, în cazul când observau ceva în neregulă, să efectueze testele. Există numai lege, dar există și o procedură cu privire la modul în care sunt efectuate aceste verificări în ceea ce privește operarea unui vehicul de către un conducător auto. Exact ce vă spun. Există lege, există proceduri. Singurul motiv pentru care un polițist nu ar fi respectat această lege și aceste proceduri pot fi doar două motive. Fie că a luat o șpagă cash foarte mare la fața locului, fie că știa că așa e ordinul de la București. Mai ales un polițist detașat, care n-avea treabă cu ăsta din Constanța și care teoretic știe legea, știe ce a făcut, îmi bag picioarele în voi cu Constanța voastră. Hai, la sânge! Înțelegeți, dragi prieteni? Și corupția, ce credeți, că își permite cineva să ia sume mari șpagă dacă nu se știe că funcționează fluxul șpăgii în Ministerul de Interne? Nu își permite nimeni. Nu își permite nimeni să ia, că nu știe dacă ăla nu-i cumva sub acoperire și bagă la pușcărie. Eu iau un sistem în starea în care se află și din punct de vedere al dotărilor și din punct de vedere al pregătirii profesionale și încerc să-l duc mai departe, cum am încercat din prima zi. Da, cu toți șmecherii, cu toți mafioții, cu toți despeștii, cu toți îmbuibații hidre. Exact cum a făcut și Vela, exact cum a făcut și prea adormitul Bode. Fără îndoială, zice domnul Predoiu, făcând o gargară ieftină, pe bază de emoție, simți o răspundere. Deci oricum ai abordat mental o tragedie de genul ăsta, nu are cum să nu te apese, nu are cum să nu-ți spună întrebarea. Dacă ieri mai stăteam 5 minute la birou, poate luam o măsură care contribuia la bunul mers al instituției. Dacă făcea curățenie domnul Predoiu de când a venit în minister și zburau toți osificații ăștia de tip Despescu și se întâmplau lucrurile așa cum ar fi trebuit la Constanța, și anume toți polițiștii detașați să poată să constate infracțiuni, să-și facă treaba lor. Nu numai aia șmecheri din județ. Pentru cei care nu înțelegeți exact, nu vreau să intru în detalii pentru că nu vreau să mă întind foarte mult, vă rog foarte mult să vă uitați la materialul de ieri în care am explicat acest modus operandi. Ce zice Ioana Ene Dojoiu? Punctează faptul că domnul Predoiu pe spot media se joacă mușamalizarea cazului 2 mai. Da, este ceea ce cred și eu. Se joacă mușamalizarea cazului 2 mai. Declarațiile făcute de domnul Predoiu la Digi sunt în această direcție. Domne, probleme de sistem, probleme de lipsă de profesionalism a acarilor păun. Vor fi găsiți acarii păuni. Aia nu cred că vor avea curaj să vorbească și să explice, să spună. Să vedem ce se va întâmpla. Și gata, am pus Batista pe țambal. Și domnul Despescu rămâne. Toată piramida corupției din Ministerul de Interne rămâne pe picioare. Ministerul de Interne continuă să fie aspirator de șpagă în această țară. Și se vor mai întâmpla multe alte tragedii. Nimic nu se va schimba. Tovarășul Despescu, by the way, conform declarației de avere, ca să vedeți că Ciolacu a zis, domne, să se facă, se dreagă. Tovarășul Despescu, conform declarației de avere, din Buzău. Nevasta lui lucrează la Inspectoratul de Poliție al județului Buzău. Tovarășul Despescu umflă de la noi vreo 3.500 de euro, a umflat în 2021. Suma totală este 207.443 de ron pe an. Bineînțeles, se va pensiona cu o pensie de 4.000 de euro nesimțită, că așa sunt ăștia.
noi le plătim salarii și pensii speciale, ei ne dau în schimb corupție, incompetență și o țară pe care o aduc în putrefacție. Da? Toarășul Bogdan Despescu și toarășa Mihaela Despescu Cristina sunt din Nehoiu, județul Buzău, ca să înțelegem despre ce vorbim. Au niște proprietăți pe acolo, terenuri intravilane, terenuri forestiere, terenuri agricole, casă de locuit, apartament. Deci nu vă faceți vreo speranță că dacă l-ați văzut pe toarășul Ciolacu, cel mai mare covrigar al acelui județ, spunând că se facă, se dreagă, se va face, se va drege ceva. Nu se va face și nu se va drege nimic, oameni. Nimic. Ioana Ene Dogioiu explică puțin aspecte legate de prezența lui Despescu la ședința de guvern, dar eu altceva vreau să vă arăt. Pe cel de la Constanța, secretarul de stat Despescu se dă cu ceasul morții să-l protejeze. Este unul dintre cei mai de încredere oameni ai săi, pus în județul a cărui poliție Despescu însuși a condus-o înainte de a deveni stăpânul cel mare. Înțelegeți? Înțelegeți când a condus domnul Despescu? Pe vremea când Mazăre și Constantinescu își patentau modusul de operare de care am vorbit ieri și care, a permis ca drogatul Vlad Pascu să conducă și să mutileze, să ucidă în cel mai hidos mod posibil doi studenți? Înțelegeți, oameni buni? Aici e beriga. Aici e beriga de legătură. Eu sunt convins că nu e o simplă și nefericită coincidență. Așadar, menținerea în funcția lui Glugă, am vorbit noi despre domnul Glugă, șeful poliției județului Constanța, în timp ce presei a fost livrată o garnitură inferioară, adjunct și așa mai departe, despre care Ministerul de Interne a zis că au fost destituiți, dar de fapt ei n-au fost destituiți, și au dat demisia, deci nu s-au luat practic nicio măsură împotriva lor, din motive pe care ei le știu, și au dat demisiile din funcții. Nu-i dă nimeni afară din poliție. Nu-și pierd salariul baban. Nu-și pierd accesul la rețelele de șpagă din care își trag și ei bani. Nu-și pierd pensiile speciale. Deci, practic, nu-i afectează cu nimic. Pierd o titulatură. Atât. Fiți sigur că o să le găsească loc pe alte funcții. Poate chiar mai importante. Că așa se face în Ministerul de Interne. O mână spală pe alta și împreună spală fața ca mora în cea mai pură formă. Despescu luptă cu dinții să reziste și să-și mențină sistemul de putere. Domnul Predoiu are mână liberă de la premier să facă curățenie de sus până jos. Asta presupune și conducerea IGPR. Șeful poliției române, Benone Matei, nu a scos o vorbă de când a început scandalul. Foarte bună remarca asta. De fapt, de când a început mandatul. Dacă ar fi înlocuit un șef IGPR autentic, cu autoritate reală, asumată și exercitată, puterea lui Despescu ar fi drastic limitată. Înțelegeți? Deci Despescu e secretar de stat și la șeful IGPR este unul, explică Ioana Ene Dogioiu, un om de paie, slab, slugarnic, executant al ordinelor. Ca să înțelegem despre ce vorbim. Domnul Despescu este, din punctul meu de vedere, criminal moral în spatele lui Vlad Pascu. După un timp, opinia publică va uita de cazul 2 mai. Exact. Cum a uitat de Colectiv, de Caracal, de Onești. Presiunea se va ridica, dar numai până la următoarea inevitabilă criză. Următorii morți din aceleași cauze sistemice. Despre fenomenul despre care vă vorbesc, scrie și site-ul Ziariști. Acuzații grave. Pentru a-i proteja pe șmecherii veniți la mare, șefii IPJ Constanța le-au interzis politiștilor detașați pe litoral să facă testări pentru alcool și droguri. Înțelegeți, dragi prieteni? Dar șefii IPJ Constanța nu putea avea autoritate, fără autoritatea cuiva de sus, din vârful piramidei. De ce am insistat atât de mult pe acest tovarăș de Spescu? Pentru a nu-i deranja pe șmecherii veniți să distreze la mare, șefii IPJ Constanța l-au interzis în această vară polițiștilor detașați pe litoral să le facă șoferilor teste antidrog și pentru alcoolemie. Dezvăluie sindicatul Europol al polițiștilor. Stupefiata mărturie vine pe fondul scandalului izbucnit după ce s-a aflat că poliția a lăsat să plece un tânăr drogat de bani gata care a pulverizat imediat după aceea cu Mercedes-ul doi oameni. Una dintre întrebările care puse în stand de duminică dimineață când a avut loc crima și până acum a fost de ce Vlad Pascu, asasinul drogat, n-a fost testat de polițiști din Vama Veche, care l-a oprit de două ori noapte înainte accidentului. Conducerea poliției Constanța a dat vina pe neajunsurile tehnice. N-ar fi existat îndotarea polițiștilor la aparate care să depisteze drogurile. După ce s-a lăsat cu demiter la eșaloanele 2 și 3, fiind scoși țapii spășitori polițiștii de rând, au început să curgă însă mărturile de la firul ierbii. De fapt, nu era vorba de lipsa testelor, ci de ordinul primit de polițiștii detașați din țară, pe litoral,
aceștia primind interdicție de a face teste pentru droguri și alcool. Motivul, scriu sindicaliștii la Europol, este acela că șefii poliției aveau grijă să nu le creeze astfel probleme grangurilor veniți pe litoral, fie politicieni, fie afaceriți, fie apropiați acestora. Deci, dragi prieteni, singura situație în care domnul Predoiu poate demonstra că într-adevăr e de bună credință și că gargara ce a spus la Digi24 nu e gargară și bullshit ca să salveze strict în scop de PR într-o situație de criză, este să vină în două zile. Bine, poate fi lămurit ca ministru, are instrumente în două ore. Să vină în 48 de ore și să explice cu capul pe tavă al șefilor din Ministerul de Interne care au creat această situație. Situația asta, polițiștii detașați n-aibă voie să facă control pe alcool, pe droguri și așa mai departe. Numai anumiți polițiști aleși pe sprânceană de la nivelul IPJ Constanța. Cu capul pe tavă al lui Despescu care îl protejează pe Glugă. Cu capul lui Glugă cu Glugă cu tot. Altfel, dacă nu se întâmplă aceste lucruri în 48 de ore, să n-aveți niciun dubiu că opinia mea, conform căreia, Toarășul Predoiu este doar moț pe piramida de șpagă, cum a fost Bode, cum a fost Vela, este opinia corectă. Și ca să mergem și către domnul Iohannis, că sub un altul patronaj al domnului Iohannis se întâmplă lucrurile astea. E o situație foarte gravă, care denotă grave probleme în funcționarea unei instituții a statului, o instituție importantă, Poliția Română, cu consecințe oribile, hidoase, un student rupt în două, efectiv, o altă studentă mutilată și ucisă, absolut oribil, alți trei studenți în spital. Și domnul Iohannis nu pare interesat, deși în fișa postului președintelui, care e Constituția României, scrie că președintele veghează la buna funcționare a instituțiilor statului. Păi mi se pare că toată societatea a căzut de acord, indiferent de interese, de duminică până acum, că avem o execrabilă funcționare a instituțiilor statului, cel puțin ce rezultă în acest caz. E în putrefacție Poliția Română, dacă așa ceva a putut să fie posibil. Prins de două ori, prins cu droguri la el în mașină și lăsat să circule. Domnul președinte ar trebui să ne arate cum veghează. Se pare că nu veghează domnul președinte. Dar se pare că prietenii domnului președinte câștigă mulți bani. Foarte mulți bani. Actual 24 scrie. După ce a cumpărat 600 de autoturisme BMW de la prietenul Iohannis, Poliția Română nu mai are bani să cumpere 156 de aparate drug test. Poliția Română a început procedura pentru achiziționarea 400 de aparate drug test, însă au fost găsite surse de finanțare doar pentru 244 de aparate. Potrivit IGPR, în anul 2017 au fost inițiate primele achiziții de mijloace tehnice pentru depistarea substanțelor psihoactive, drug test, fiind dotate toate birourile Brigăzii Autostrăzi cu cele 6 aparate. Brigada Autostrăzi, Autostrada A1, se întinde până foarte aproape de Constanța. Deci puteau prin stații să cheme un echipaj de la Brigada Autostrăzi. Venea la jumătate de oră. Două ore l-au ținut la secție pe Vlad Pascu, dacă voiau să-l testeze. Dădea prin stație și chema Brigada Autostrăzi. Care ești cel mai aproape de capul autostrăzii din Constanța? Echipajul cu tare. Te rog frumos, du-te până în Vama Veche. Să-l testezi pe ăla. Scurt. Bine, nu mai vorbesc că și dacă nu găseau, nu dădeau prin stație, îl punea polițistul în mașină și îl ducea la spital. Și îi recolta sânge și la revedere. E o procedură care se face aproape zilnic în secțiile de urgență. Începând cu anul 2019, au fost asigurate fonduri financiare pentru achiziționare la nivelul unităților de poliție a 122 de echipamente de pistare a substanțelor psihoactive. Ca urmare, polițiștii au acum 148 de dispozitive, dintre care 56 sunt puse la dispoziție în urma unor contracte de comodat. Ar trebui văzute și contractele alea de comodat, cei cu ele și cui plătește Ministerul de Interne, să vedeți ce șmecheri și-a bănuțul de acolo. În prezent, IGPR are în derulare o procedură de achiziționare pentru 400 de aparate, pentru depistarea prezenței în saliva a substanțelor stupefiante, cu termen de depunere 31 august 2023. Fondurile financiare sunt asigurate pentru 244 de sisteme din două proiecte cu finanțare externă. Pentru celelalte 156 de aparate urmează să fie identificate sursele și sumele necesare. Cel mai important contract câștigat de companiile lui Schmidt, Michael Horst Schmidt, bun prieten al președintelui Klaus Iohannis, este cel privind livrarea a 600 de automobile BMW către Poliția Română. Despre această licitație, Sindicatul de Poliție Europol a susținut că a fost organizată cu dedicație pentru automobile Bavaria
SRL. Ca să înțelegem și responsabilitatea morală a domnului Klaus Iohannis, sub un altul patronaj al căruia această hidră aduce România în stare de putrefacție. Semper Fidelis, dragi prieteni, ne vedem și mâine, de ziua mea. La revedere!